O mare problemă a tuturor crescătorilor de păsări, indiferent că vorbim de păsări de curte, de porumbei sau de păsări exotice, inclusiv păsări de colivie, o reprezintă paraziții externi ai păsărilor. Și dintre aceștia, căpușa roșie este cel mai periculos și cel mai nociv. De-a lungul timpului, toți crescătorii au căutat N și N soluții pentru a scăpa sau măcar pentru a ține în frâu paraziții. Vedem cu toții că a fost o iarnă foarte blândă, astea o săptămână cu gernul poate fi numită iarnă și un pic de zăpadă. Iarna ar fi fost să avem o lună jumate, două ger și zăpadă, stradă-zăpadă consistent, aia ar fi fost iarnă cu adevărat. Asta e o imitație de iarnă. Primăvara bate la ușă și evident odată cu ea vor apărea din nou paraziții externi. Și aici vorbim de diverse specii de paraziți externi care stau pe păsări sau care stau în adăposturile păsărilor. Așa cum ziceam, de-a lungul timpului, toți crescătorii au căutat N și N soluții. De la astea, să zicem așa, bio, naturiste, cum să le numim, da? Ecologice, și anume frunze de tutun sau tije de tutun, frunze de nuc și multe, multe altele, zeamă de urzică, câte și mai câte astfel de soluții cu care oamenii au încercat să stropească pereții coteților sau să împrăștie prin cotețe, cum ar fi tijile de tutun și frunzele de nuc puse prin cuibare. Ele sunt bune, ele sunt bune, într-adevăr au niște substanțe puternic mirositoare care alungă cât de cât paraziții, doar că trebuie împrospătate destul de des și efectul nu este 100% garantat. Pe piață au fost diverse insecticide pe care le-am cumpărat toți, produse românești sau nu, le-am încercat pe toate, știm toți cei care suntem vechi în branșa asta, am încercat de-a lungul anilor N și N și N produse. Unele au fost bune, altele au fost mai puțin bune, altele au fost egale cu zero. Personal, am folosit foarte, foarte mult timp cu rezultate bune, aș putea să spun cu rezultate foarte bune, un sistem mix și anume pe păsări. Am pus întotdeauna picătură spot-on, cum se spune, adică picătură pe ceafă, pe piele. Sunt diverse produse pe care le găsim la farmaciile veterinare și am pus respectând indicațiile producătorului. Atenție, dacă ăla spune o picătură pe kilogram, așa pui. Cântărești găina dacă nu ești în stare să o apreciezi, să-i apreciezi greutatea la ochi sau la mână. Are 3 kg, pui 3 picături, pui chiar 4 picături. Un pic mai mult nu strică, nu pui 10, nici 2, nici una. Pui 3 sau 4 picături, simplu. Ai o gâscă de 10 kg, pui 11-12 picături, nu pui 2-3. Și le pui pe piele, că dacă le-ai pus pe fulgi e egal cu 0. Deci le pui pe piele pentru a pătrunde în piele, deci în organismul păsării mai pe românește. Ei, eu am folosit picăturile acestea pe toate păsările mele, de la porumbei și până la gâște. Primăvara și toamna. Întotdeauna am făcut cel puțin două depraistări externe la păsări, primăvara și toamna. Niciodată nu m-a interesat cât timp de așteptare ai pentru consum. Îi aud pe unii, întreabă, domnule, ce produse pentru deparazitare și internă și externă. Evident, eu acum vorbesc doar despre deparazitarea externă, dar întotdeauna deparazitarea externă, atenție, se face împreună cu deparazitarea internă. Nu uităm lucrul ăsta. Putem noi să scăpăm pasărea și de păduși și de căpușe roșii și de ce mai vreți voi. Dacă e infestată cu virm intestinal sau cu singamoză sau cu virme traheal sau cum mai știu eu ce alți paraziți, să fim noi sănătoși, că nu o să mai vedem bun reproducător din pasărea aia sau rezultate foarte bune la matcă de la acea pasăre. Da? Dar despre deparazitarea internă într-o altă filmare. Acum vorbim exclusiv despre deparazitarea externă. Repet, eu am folosit mereu, cel puțin primăvara și toamna, picături. Diverse produse. N-am folosit în 5 ani la rând același produs, pentru că la un dat paraziții ăștia capătă rezistență și nu mai mor. Atunci dacă folosești într-un an un produs, într-un alt produs, îi ții în șah. De asemenea, foarte, foarte important, foarte important, păduchii sunt ușor de îndepărtat de pe păsări. În general, majoritatea produselor își fac efectul foarte repede. Mai ales acestea care se pun direct pe piele, picăturile. Marea problemă nu o reprezintă acești păduchi de pană sau păduchii de pe corpul păsărilor. Marea problemă o reprezintă întotdeauna acești acarieni care se găsesc în cotețe și anume căpușa roșie, pentru că mulți le spun păduchi. Nu, ăia nu sunt, atenție, ăia sunt niște acarieni, da? Innumiți căpușă roșie
și care se găsesc în, știm cu toții, în cotețe, mai ales dacă avem cotețe de lemn sau de USB, vor prospera acolo. Eu am avut rezultate foarte, foarte bune folosind două produse. Pe piața românească era un produs care se numea Regent, un insecticid, se numea Regent, foarte bun, dar evident ca fiecare produs foarte bun a trebuit să fie scos, ca așa e la noi. Când apare pe piață un produs bun care își face treaba, se găsesc unii care fac niște studii și care constată că el de fapt este foarte nociv și atunci trebuie să-l eliminăm de pe piață pentru că noi așa nu putem să avem produse bune. Și atunci trebuie să venim cu niște produse de foarte slabă calitate care nu-și fac treaba și cumpărăm la produse din alea până când golim bugetul degeaba. Regentul era un produs foarte bun, își făcea treaba. Îl diluai în apă, așa cum spunea producătorul, cu un vermorel, o pompă din asta de umăr sau, dacă ai posibilități, cu o pompă din aia cu motor, pulverizai pe toate cotețele, peste tot. Prin toate adăposturile, peste tot, pe cuiburi, peste tot. Și n-aveai treabă. Era foarte, foarte bun acest produs. Românul însă e inventiv și dacă i-au spus studii mai de sus că nu mai are voie cu regentul pe piață, a scos un produs care se numea Regesc. Eu l-am folosit. Și Regescul ăsta era la fel de bun ca regentul. Nu știu dacă mai există pe piață. Când am încetat eu să-l mai folosesc, el încă se găsea. Greu, dar se găsea. Deci nu mai era regent, era regesc. Regescul ăsta chiar era regesc pentru că mergea foarte, foarte bine. Dar pentru a fi sigur 100% de reușita deparazitării pe care o făceam, dezinsecției pe care o făceam în deparazitare la păsări și dezinsecție în adăpost, mai făceam ceva și anume, era o rețetă inventată de mine, foloseam un amestec de ulei de motor ars cu diluant din ăsta de vopsea și cu puțină motorină. Amestecul ăsta, eu vă spun pe principiu să-l facă doar adulții. Nu vă apucați voi copii să luați motorină nu știu de pe unde sau benzină, motorină sau benzină. Să luați diluantul părinților de prin casă și să căutați ulei de motor ars, după aceea vă apucați și să faceți prostii. Nu. Deci doar adulții fac treaba asta și vă spun ce am făcut eu. Că altuia nu îi va da aceleași rezultate, nu pot, nu știu, n-am idee. La mine, dar rezultate excelente. Deci acest amestec de ulei de motor ars cu diluant și cu motorină sau benzină, dar motorina e mai bună, îl amestecam, nu puneam la gramaj, nu aveam o anumită cantitate din fiecare substanță pe care o foloseam, puneam la ochi. Făceam acolo un carcalete, un cocktail din ăsta într-o găleată și cu o pensulă, în fiecare an, cel puțin de 2-3 ori pe an, vopseam, dacă putem să zicem așa, toate paturile de dormit. Ce înseamnă pat de dormit? Înseamnă stinghii. Stinghiile pe care dorm noaptea găinile, curcile, bibliciile. Fazanii, păunii, dacă aveți, inclusiv bețele pentru păsările exotice sau odihnitorile porumbeilor, veurile acele. Eu dădeam cu o pensulă pe toate aceste stinghii, mai ales acolo unde ele se îmbină. Deci mai ales acolo unde ele se îmbină. Foarte mare atenție. Și de multe ori nu mă limitam doar la asta, mă apucam și dădeam cu pensula și pe pereții adăposturilor în zona patului de dormit. Nu peste tot. În zona patului de dormit. Vreau să vă spun că rezultatul era unul foarte, foarte, foarte bun. Foarte bun. Deci această combinație de picătură pusă pe fiecare... Dar atenție! Mare atenție! Picătura pusă pe fiecare pasăre în parte. Deci fiecare pasăre prinsă noaptea, mă refer la astea mai zburătoare, da? Găini, curci, biblici, pus pe piele atâtea picături câtă greutate are pasărea, deci, repet, o picătură pe kilogram și... adăposturile pulverizat foarte bine. Udați efectiv pereții cu acest amestec apă și regesc sau regent, așa cum spunea producătorul, iar paturile de dormit vopsite cu acest amestec de ulei ars, motorină sau benzină și diluant. Foarte, foarte, foarte bună această rețetă, o recomand oricui. Da? Spuneam mai înainte și mi-am pierdut ideea că niciodată nu m-a interesat timpul de așteptare. Sunt mulți care spun, domnule, am o problemă, dați-mi o soluție, dar, mai pun o întrebare, dar cât timp nu am voie să mănânc ouă sau să tai păsările și să le consum? Păi, prietene, asta ar trebui să fie ultima ta grijă. Dacă vrei o soluție cu adevărat bună, nu te mai gândești cât timp n-am voie. Eu am aruncat și o săptămână dacă a fost nevoie, am aruncat. Dacă producătorul spunea, domnule, nu consumi ouă 7 zile, eu n-am consumat ouă 10 zile, ca să fiu sigur. Le-am aruncat de lemăsa de ouă. Asta era problema mea?
că n-aveam voie să consum ouă. Ouăle, în general, sunt bune pentru incubat, indiferent ce substanțe folosiți, dar nu consumați. Adică puneam la incubat ce aveam depus la incubat și nu mâncam ouă. Nu mor dacă nu mănânc 10 zile ouă. Da? Și nici nu le dai atenție, că sunt unii care spun, lăsați că nu le mănânc eu, dar le dau la porci sau le dau la câini. Păi dacă producătorul spune că nu mai sunt bune pentru consum, eu am exagerat, că nu spune producătorul 10 zile. Nu mai știu ce timp de așteptare este pentru... E în funcție de produs. Citim prospectul, că de-aia are fiecare produs un prospect, ca să-l citim. Dar până nu m-a interesat aspectul ăsta. Efectiv le-am aruncat. Nu le-am dat nici câinilor, deși am destui câini, pentru că dacă pentru mine nu este bun ouă ăla, nu mai este comestibil, nu e bun nici pentru câine, nu? Clar. Și care aveți porci pe la țară, nu dați nici la porci. Dacă pentru tine nu e bun, nu e bun nici pentru câine, nici pentru porc, nici pentru pisică, nici pentru nimeni. Îl iei și îl pui la pubelă și l-ai aruncat. Simplu. Iar de tăiat, nu tai păsări. Am auzit tot felul de minuni că, bine domnule, lasă, că dacă n-avem voie, le-au tăiat și le-au vândut. Băi, fraților, nu se face așa ceva. Dacă ăla spune că nu consumi 7 zile carne după ce ai făcut o deparazitare cu nu știu ce produs intern sau extern, nu consumi, simplu, și nu 7, nu consumi 14, ca să fii sigur. E vorba de sănătatea ta în joc. Și cu atât mai mult nu vinzi cuiva, știu eu, să sacrifici o pasăre căreia ai făcut deparazitare internă, externă, o sacrifici, lasă-mă că o dau nu știu cui. Nu. Dacă, Doamne ferește, o vezi că e bolnavă și nu mai vrei să-i faci tratament după ce ai făcut deparazitarea și o sacrifici, o arunci. Da? O arunci. Nu o arunci. Că nu te duci cu ea să o arunci pe... O arunci așa cum spune legea. Adică o incinerezi, o îngropi, nu știu. Da? În funcție, citim legislația și facem așa cum trebuie să facem. Bun. Însă, la un moment dat, apropo de deparazitările acestea externe și de problema pe care o ai întotdeauna cu adăposturile și cu acești paraziți care se cuibăresc prin adăposturi, la un moment dat a apărut pe piața din România un produs care a fost prezentat ca și produsul minune. Eu am auzit prima dată despre el la un seminar. Un curs de arbitraj, unde a venit o doamnă și a spus, domnule, există un produs care face minuni. Noi îl folosim într-o fermă avicolă, la vremea respectivă era vreo 1000 sau 1200 lei un flacon, adică vreo 10-12 milioane, dacă nu mă înșel un flacon, nu mai știu exact cât, ce calitate avea, dar a zis, face minuni în ceea ce privește căpușa roșie. Minuni, pur și simplu. M-am interesat puțin despre produsul ăla, nu prea se comercializa în România la vremea respectivă, vorbind de numai cu câțiva ani, dar din fericire, produsul a ajuns să fie comercializat și pe piață. Și vreau să vă spun că de cât timp îl folosesc eu? De vreo 2, 3 ani, 4 ani, nici mai știu exact. Cred că de vreo 4 ani îl folosesc. Este efectiv un produs minune. Nu-i fac reclamă, că nu mă plătesc băieții ăștia de la firma respectivă ca să-i fac reclamă. Dar ca și crescător vechi în branșa asta, care a încercat N și N produse din țară și din străinătate. Atenție! N și N produse de deparazitare la păsări, mă refer la deparazitare externă și la igienizarea cotețelor, da? La dezinsecția cotețelor, pot să vă spun că acest produs chiar este un produs minune. Deci chiar este un produs minune. Foarte mulți dintre voi ați auzit deja de el, dar sunt convins că există cel puțin câteva persoane care n-au auzit de el și atunci li-l prezint eu în acest film pentru ca și ei să-l cumpere cu încredere. Repet, am niciun fel de interes economic, patrimonial. Nu îmi dă nimeni niciun leu pentru a face reclamă acestui produs. Vi-l prezint doar pentru că este un produs minune. Știm, când auzim de reclame din astea, domnule, produsul minune, clar, la pomul lăudat nu te duci cu sacul, deci e clar o minciună. Nu e nicio minciună. Eu îl folosesc de câțiva ani. Colegii mei sunt în asociație, știți cu toți, știți cu toții. Știți foarte mulți dintre cei care urmăresc canalul meu. Sunt membru în asociația Pajura de vreo, nici nu mai știu, oricum peste 10 ani, cred că de vreo 14-15 ani, nu mai știu. Sunt membru în asociația Apope Prahoveană de, iată, se fac aproape 2 ani de zile. Sunt membru în asociația Palomero, asociația de porumbei de captură și vânătoare. Am încercat N și N produse. Ăsta chiar este un produs minune. Și acum să vi-l și prezint, că vorbesc de un sfert de oră, dar nu v-am arătat despre ce e vorba. Exalt. Dacă sunteți crescători, de la crescători de canari sau peruși, până la crescători de gâște, păuni, ce mai vreți voi, în aripate, cumpărați, și încă n-ați făcut-o, dar foarte mulți crescători deja cunosc și cumpără acest produs, dacă încă n-ați făcut treaba asta, cumpărați Exalt. Veți vedea că produsul ăsta face minuni.
Nu numai că vă scapă de tot ceea ce înseamnă căpușă roșie pe păsări și în adăposturi, atenție. Păsările nu vor mai avea nimic pe ele. Deci eu când am folosit prima dată produsul ăsta, eu pentru, spre exemplu, vă dau un exemplu, la porumbei, pentru păduchii de pană, sunt acei păduchi inofensivi, da, care stau pe pene, dar care deteriorează penajul la porumbei. Pentru asta, pe lângă acele picături care se pun pe ceafă, foloseam și diverse substanțe pe care le puneam în baia, în cădița cu apa pentru baie. Inclusiv săruri, sunt diverse săruri pe care le pui și care oricum au și alt... Eu le puneam și pentru alte proprietăți pe care le au și anume fac penajul mătăsos, ajută la năpârlire și multe alte lucruri. Deci puneam în cădița porumbeilor săruri, o să fac într-o zi un film și despre sărurile pe care le folosesc eu la porumbei, și deci săruri și o soluție, tot așa un insecticid pe care îl puneam în, care e inofensiv pentru pasăre dacă îl consumă, îl puneam în, pentru că mai e câte unul mai tembel, în loc să bea apă din adăpătoare, bea apă din cădiță. Și atunci să nu te trezești că omori porumbelul. Puneam și astfel de insecticide în apă și atunci porumbeii scăpau de acești paraziți care trăiesc pe pene. Dar acest exot i-a scăpat de toate, deci nu, efectiv nu mai are nimic pe el. Adică o găină, mi s-a întâmplat să cumpăr păsări. Mi s-a întâmplat să... E rușinos pentru orice crescător, dacă cunoaște, dacă nu știe săracul, atunci trebuie educat, trebuie învățat. Mi s-a întâmplat să cumpăr păsări care erau infestate. Deci infestate de paraziți. Evident că nu le iau și le dau drumul în comunitate. Le țin o perioadă separat. Infestate, efectiv. Am avut diverse astfel de spețe. Și în momentul în care le-am pus Exolt, care Exolt, atenție, se pune în apă. Deci produsul e foarte, foarte ușor de utilizat, scrie pe el, da? Se comercializează niște flacoane mari, care costă vreo 700, nu mai știu, 800 de lei, nu mai știu exact cât costă un flacon, dar poate fi comercializat și în astfel de flacoane. Da, e un flacon micuț, doza este de 0,05 ml de produs pe kilogram greutate, nu știu dacă se vede, hai că se vede, da? Kilogram greutate vie, da? Se administrează la toate păsările din curte în apa de băut, da? Și se repetă obligatoriu la un interval de 7 zile pentru a avea un efect maxim. Și îți dă și termen de valabilitate 30.09.2023. Deci în momentul în care am pus acest Exolt în apă, el se dă teoretic pe cioc la fiecare pasăre în funcție de greutate, dar pentru o administrare mai ușoară, cu efecte la fel, atenție, deci cu efecte la fel, la fel. Eu fac un calcul aproximativ cam care este greutatea în viu a tuturor păsărilor pe care le am, tot. Porumbei, găini, curci, gâște, rațe, absolut tot. Deci fac o aproximez care ar fi greutatea lor totală. Și am ajuns la concluzia că un astfel de flacon, deci un astfel de flacon îmi este suficient pentru o deparaistare. Cumpăr întotdeauna câte două. Ăsta este în funcție de producător. Ăsta este 100, eu dau 120 de lei pe el. 110, 110, 120, nu mai știu exact. Parcă totuși 110 pe un flacon din ăsta. Iau două flacoane pentru o deparaistare. O deparaistare înseamnă două cicluri, atenție, de administrare. Deci am dat acum... Peste 7 zile dau încă o dată. De ce? Pentru că căpușa roșie are un ciclu de viață și trebuie să le ucidem pe toate. Altfel de deși reiau ciclu de viață. Dar atenție, produsul ăsta este atât de bun încât ucide toate femelele, iar masculii care rămân în viață sau dacă mai rămân și dintre femele vor fi sterilizați. Deci efectiv le castrează, cum să zic, le castrează chimic, nici nu știu cum să zic. Da? Ce termen să utilizez. Deci castrează, sterilizează pur și simplu acele exemplare care mai rămân în viață. Și ele, sigur, mai trăiesc, când mai trăiesc și mor. Deci produsul ăsta a ucis nu doar căpușile roșii. Și evident că ele nu stau pe păsări decât foarte puține. Ele stau în adăpost. Dar venind noaptea și consumând sângele păsării care a băut astfel de, un astfel de produs, apa cu Exolt, au murit toate. Și dacă dintr-un milion au mai rămas 5, sunt sterilizate și vor muri și ele în scurt timp. Dar nu numai pe astea le-au omorât.
Au omorât absolut orice alt parazit care se mai găsea pe pasăre. Acei păduri care stau pe piele, acei păduri care stau pe pană. Sunt câteva specii de paraziți, din păcate. Unii care stau pe cap, unii care stau în zona cloacală. I-a ucis pe toți. Pe toți. Sigur, asta nu înseamnă că nu mai facem curățenie în coteț și că nu, eventual, nu mai dăm cu niște insecticid pe acolo pentru orice eventualitate. Curățenia, evident că trebuie să o facem, asta n-are nicio legătură cu deparasitarea păsării. Iar dacă mai vrem, putem să mai dăm, dacă mai vrem, atenție. Dar nu mai este nevoie. Produsul ăsta pur și simplu este un produs minunat. Eu așa-l consider. De când l-am utilizat prima dată, adică am scăpat toată aceea muncă. Da? Dat cu pensula pe patul de dormit, e prea o muncă, pur și simplu, da? Nu mai există acea muncă, nu mai e necesară. Pur și simplu. Sigur că dacă aveți 500 de păsări în curte, cum am auzit ca unii, am avut și eu cele mai multe, vreo 300 și ceva. Și nu mă refer la porumbei, mă refer doar păsări de curte. Dar dacă aveți 500 de păsări și încă 400 de porumbei, nu o să vă ajungă, evident, nu o să vă ajungă un flacon din ăsta. Cumpărați câteva flacone sau cel mai bine ar fi să cumpărați un flacon din ăla mare, e un, ca o butelcuță așa, ca un bidonaș. Da? Ăsta odată deschis, atenție, nu se mai resigilează. Deci odată deschis îl folosești pe tot. L-ai deschis, ai pus în apă, ai amestecat bine și ai pus, dar cu mare atenție. Trebuie ca absolut toate păsările să bea, le însetați puțin, asta înseamnă că le ridicați dimineața apa și seara le puneți, sau la prânz le puneți să bea apă după ce au mâncat. Și o să bea toate, dar toate trebuie să bea. Toate. Au fost situații când am auzit crescători în diverse discuții care au adus câte o pasăre cărora nu au mai putut să le mai facă pentru că folosiseră tot exotul, dar nu mai. Au făcut cura de cele două cure, adică prima și a doua la 7 zile, după care la nu știu cât timp după au adus o pasăre și nu mai aveau acasă exot. Au zis, bă, asta e acum, ce zic, bă, îi dau drumul și ei. Simplu fapt că acea pasăre a stat lângă celelalte, au murit paraziții. O să spuneți, domnule, ăsta vorbește povești acum, a luat o raznă. Păi da, pentru că paraziții de pe o pasăre au trecut și pe celelalte. Dacă ei știți că se mulțesc foarte ușor și trecând pe cele care deja consumaseră și efectul se păstrează destul de mult, atenție, nu trece după 14 zile, 15 zile, da? Au murit. Deci este un produs foarte, foarte, foarte bun. Eu îl recomand cu toată încrederea. Îl folosesc de câțiva ani, v-am zis, și nu sper să-și păstreze efectele pe care le văd eu acum. Scuze. Asta se mai întâmplă când stai mult pe afară și lucrezi fără să-ți dai seama că nu ești foarte bine îmbrăcat, pentru că ți-e cald și atunci, na, știm cu toții cum e. Deci sper că acest produs să-și păstreze efectele pe care le are foarte, foarte mult timp de aici înainte. Și când el nu va mai produce, pentru că, sigur, peste nu știu câți ani va începe și el să nu mai fie atât de eficient, atunci apare unul care să fie și mai bun. În momentul de față este cel mai bun produs de pe piață. Dacă încă nu ați făcut cunoștință cu el și sunteți crescători, nu trebuie să fii crescător de păsări de rasă. Atenție! Eu recomand ca în orice gospodărie țărănească, oricine are găini, are păsări de curte, folosiți Exolt. Măcar primăvara și toamna. O să vedeți ce păsări sănătoase veți avea. Nu o să vă vină să credeți. Ce păsări sănătoase veți avea folosind acest produs. Care, nu știu dacă e dovedit științific, n-am stat să caut, eu vă spun, la mine, a avut inclusiv efecte asupra paraziților interne. Eu care făceam deparasitări interne am constatat că nu mai am nevoie. A avut inclusiv efecte asupra paraziților interne. Din punctul meu de vedere este eficient inclusiv în ceea ce privește vermele traheal la palmipede care, mă rog, ne ridică mari probleme uneori, nouă crescătorul de palmipede, de rasă mai ales. Ăsta este un produs care eu consider că a avut efecte și în acest caz. Dar lăsând la o parte toată această chestiune, vă spun că în ceea ce privește paraziții extern, nu are egal în acest moment. Și cu asta am încheiat pentru că filmul este oricum foarte lung. Mult succes! Să aveți toți și sper să vă fie în activitatea de creștere, pentru că, iată, se apropie. Deja mie mi-au căzut niște cloști, urmează și altele, deci am intrat în plin sezon de reproducere 2023. Sper că este un film care vă va fi util.